putem trece la una dintre cele mai importante noțiuni din cinematică și din mecanică în general, viteza. De fapt, întâi vom vorbi despre viteza medie. Pentru aceasta, vă rog să vă mai uitați odată la acest desen în care apare vectorul deplasare. Mobilul s-a găsit la momentul T1 în punctul A, la momentul T2 în punctul B și vectorul deplasare, delta R, este cel care unește aceste două poziții. Ei bine, viteza medie se definește ca fiind raportul dintre vectorul deplasare și durata deplasării, T2 minus T1. Și pentru că deplasarea este un vector, și viteza medie va fi un vector. Se scrie mai pe scurt că viteza medie este vectorul deplasare împărțit la delta T, unde delta T înseamnă T2 minus T1, adică durata mișcării, adică cât timp i-a trebuit mobilului ca să ajungă din A în B. Și dacă vă uitați pe acest desen, vedeți cum vectorul delta R a fost împărțit la delta T și puteți vedea vectorul viteză medie, care este foarte important, are aceeași direcție și același sens cu deplasarea întotdeauna. Pentru că delta T întotdeauna este pozitiv. Timpul curge întotdeauna de la trecut spre viitor. T2 este întotdeauna mai mare decât T1. Și înseamnă că vectorul deplasare se împarte la un număr pozitiv și de aceea obținem un vector care are nu numai aceeași direcție, dar și același sens cu vectorul deplasare și vă rog să vă notați aceste lucruri. Există, deci, o viteză medie care se definește cu ajutorul vectorului deplasare și care este, la rândul ei, un vector, și anume, viteza medie este vectorul deplasare împărțit la durata deplasării și care, așa cum am spus, are un caracter vectorial, este un vector, are direcție și sens, bineînțeles că are și modul. Dar există și o viteză medie la care nu avem direcție și sens, avem doar un modul și care se obține împărțind distanța parcursă de mobil, care, așa cum am discutat noi, același lucru cu modulul vectorului deplasare, se obține împărțind acea distanță la durata deplasării. Deci avem și viteza medie D supra delta T. Și trebuie să avem grijă la rezolvarea problemelor, pentru că cele două nu sunt același lucru. Foarte importantă mai este și noțiunea de viteză instantanee. Pentru a explica ce este viteza instantanee, mi-am permis să folosesc o imagine dintr-un manual mai vechi de mecanică. Acesta este manualul elaborat de Anatolie Hristev, Vasile Fălie și Dumitru Manda, care, după părerea mea, este cel mai bun manual de liceu de mecanică pe care l-a avut învățământul românesc. Și o să vă rog să vă uitați la imaginea din acest manual, desenul din acest manual. Vedem acolo un autovehicul care, atunci când calcă pe cablul care se găsește în poziția P, pornește un cronometru și când calcă pe cablul din poziția A, oprește cronometrul. Și atunci avem două lucruri. Distanța dintre poziția, dintre primul cablu și al doilea, delta X, să-i spunem, și
ceea ce ne arată cronometru este durata deplasării de la primul cablu până la al doilea, adică este delta T. Și dacă facem raportul delta X pe delta T, obținem o viteză, care însă mai are încă și acum un caracter de viteză medie, pentru că este viteza pe care a avut-o mobilul pe toată distanța dintre cele două cabluri. Și autovehiculul putea să frâneze sau să accelereze între cele două cabluri. Noi am vrea să știm viteza când acest autovehicul trece peste cablul din punctul P. Pentru asta ce trebuie să facem? Trebuie să micșorăm cât mai mult distanța dintre cele două cabluri pentru ca autovehiculul să nu aibă timp să-și schimbe viteza în timpul în care parcurge acea distanță dintre cele două cabluri. Adică îl punem în punctul B, pe urmă în punctul C, pe urmă în punctul D, tot micșorăm distanța dintre cele două cabluri și evident că atunci se micșorează și intervalul de timp necesar autovehiculului să străbată distanța dintre cele două cabluri. Și când această distanță dintre poziția cablului P și cablul următor, când această distanță devine foarte mică, atunci și delta T și delta X devin foarte mici, și atunci putem spune că aceasta este viteza instantanee, viteza pe care a avut-o autovehiculul când a trecut prin punctul P. Pentru că n-apucă să-și schimbe viteza până când ajunge la celălalt cablu. Și atunci avem această definiție, viteza instantanee este delta X supra delta T când delta T tinde la 0. Definiția vitezei instantanee este deci delta X pe delta T când delta T tinde la 0, sau dacă vrem să vorbim despre o mișcare în spațiu, atunci viteza instantanee va fi delta R supra delta T, tot așa când delta T tinde la 0. Și atunci, evident, vorbim despre vectorul viteză instantanee. Viteza instantanee este, deci, viteza la un moment dat, când mobilul trece printr-un anumit punct al traiectoriei. Vă rog să vă notați aceste lucruri. Și acum o observație foarte importantă legată de vectorul viteză instantanee. Vectorul V, viteză instantanee, este întotdeauna tangent la traiectorie. Vă rog să vă uitați la acest desen. În punctul A, mobilul are viteza instantanee VA, în punctul B are viteza instantanee VB, în punctul C are viteza instantanee V indice C, și de fiecare dată vectorii viteză instantanee sunt tangenți la traiectorie. Vă rog să țineți cont de acest lucru și la rezolvarea problemelor. Viteza instantanee este întotdeauna tangentă la traiectorie și vă rog să vă notați acest lucru. Mai avem de definit o singură mărime fizică, și anume accelerația. Dacă vă uitați la această imagine, vedeți un mobil, care un punct material, care se mișcă pe traiectoria desenată cu linie punctată, și atunci când trece prin punctul A, mobilul are viteza instantanee V indice A, iar când trece prin punctul B, are viteza instantanee V indice B. Accelerația punctului material între punctele A și B se definește ca
fiind variația vectorului viteză delta V supra delta T, unde delta V este V indice B minus V indice A și se numește variația vitezei mobilului. Asta înseamnă că unitatea de măsură pentru accelerație în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru variația vitezei în sistemul internațional, adică pentru viteză, supra unitatea de măsură pentru timp în sistemul internațional, adică va fi metru pe secundă pe secundă. Ceea ce înseamnă că putem scrie că în sistemul internațional, unitatea de măsură pentru accelerație este metru pe secundă la pătrat. Și dacă uitați vreodată de ce este metru pe secundă la pătrat, pentru că este de fapt metru pe secundă pe secundă. Adică cu cât variază viteza într-o secundă. Și de aceea apare metru pe secundă la pătrat. În desenul acesta puteți vedea vectorul accelerație și anume pentru a face scăderea, diferența VB minus VA, a fost adus vectorul VB în originea lui A și cu regula triunghiului se poate vedea vectorul delta V. Iar vectorul delta V împărțit la delta T o să-mi dea vectorul accelerație, care este accelerație medie. Pentru că, din nou, așa cum am discutat în cazul vitezei, a trecut un timp, poate că destul de lung, între momentul în care mobilul a trecut prin punctul A și momentul în care a trecut prin punctul B. Și atunci avem și în acest caz o accelerație instantanee care se calculează cu formula delta V supra delta T când delta T tinde la 0. Exact ca și în cazul vitezei. Și aceasta este deci formula accelerației instantanee. În finalul teoriei, observație foarte importantă legată de vectorul accelerație instantanee. Așa cum am văzut, acel vector se definește ca fiind variația vectorului viteză împărțită la timp. Dar variația vitezei poate să fie în modul sau în direcție sau în amândouă. Accelerație apare în fiecare caz. Și dacă vă uitați la acest desen, vedeți că accelerația, vectorul accelerație instantanee A se poate descompune după două direcții. Una tangentă la traiectorie, în punctul în care se găsește punctul material, și una perpendiculară pe această tangentă. Și obținem în acest fel două componente ale accelerației. Accelerația tangențială, AT, și accelerația normală. Bineînțeles că avem relația, vectorul A este suma celor două, este accelerația tangențială plus accelerația normală. Dar cele două componente ale accelerației apar din motive diferite. Accelerația tangențială apare pentru că se modifică modulul vitezei, iar accelerația normală apare pentru că se modifică direcția vitezei. Foarte important de reținut acest lucru. Deci, accelerația în general apare atât din cauza modificării modulului vitezei, cât și din cauza modificării direcției vitezei. Vă rog să vă notați și acest lucru și să trecem pe urmă la experiment.
am ajuns în sfârșit la experiment. Voi folosi pentru experiment două piulițe și am ales piulițele pentru că au masa destul de mare, densitatea mare, iar dimensiunea mică, și aceste două proprietăți fac ca atunci când se mișcă prin aer, pentru că o să vedeți că despre asta va fi vorba, frecarea cu aerul să fie neglijabilă. Frecarea cu aerul nu influențează aproape deloc mișcarea lor prin aer. Și ceea ce vreau să vă demonstrez cu ajutorul experimentului este că atunci când două mișcări se suprapun, ele nu se influențează reciproc. Adică, o piuliță va fi lăsată să cadă liber cum vrea ea, deci pe verticală, așa cum vedeți și în desen, va cădea așa, în timp ce a doua piuliță va fi aruncată de la aceeași înălțime pe orizontală, adică va cădea așa. Dar a doua piuliță se mișcă pe orizontală pentru că i-am imprimat o viteză pe orizontală, dar nu dispare mișcarea de cădere. Adică în timp ce se mișcă pe orizontală, ea și cade. Și ceea ce vreau să vă demonstrez este că mișcarea de cădere a celei de-a doua piulițe este identică cu mișcarea cu decădere a primei piulițe. Doar că peste această mișcare de cădere se suprapune o mișcare de deplasare pe orizontală. Acest lucru va fi demonstrat dacă cele două vor ajunge deodată jos, înseamnă că mișcarea lor de cădere a fost identică, și dacă vom putea să observăm în timpul zborului că deși una se mișcă și pe orizontală în timp ce cealaltă se mișcă doar pe verticală, ele vor fi tot timpul la aceeași înălțime. Pentru că, repet, mișcarea pe verticală de cădere a piuliței a doua este identică cu mișcarea de cădere a primei piulițe, doar că este suprapusă peste mișcarea pe orizontală. Întâi să vedem, de fapt să auzim, dacă ajung deodată jos. Sunetul de contact cu dușumeaua a fost unul singur. Corpurile au ajuns deodată jos. Și acum să vedem ce s-a întâmplat în timpul căderii. În timpul căderii am observat ceea ce vedeți în desen. Corpul 1 a căzut liber, corpul 2 a fost aruncat pe orizontală, dar cele două corpuri s-au găsit în fiecare moment la aceeași înălțime. Adică mișcarea lor pe verticală a fost identică. De fapt, putem spune că mișcarea de cădere a corpului 2 nu a fost influențată de faptul că el avea și o mișcare pe orizontală. Ați putea să vă gândiți și altfel la traiectoria pe care o vedeți a corpului 2. Exact aceeași traiectorie ați fi văzut dacă cineva ar fi lăsat să cadă un obiect în tren, într-un vagon de tren, și voi ați fi văzut acest vagon în mișcare. Atunci, peste mișcarea de cădere a obiectului care cădea în vagon, s-ar fi suprapus o mișcare pe orizontală. Și ați fi văzut exact aceeași mișcare, exact aceeași traiectorie pe care a avut-o corpul 2 și pe care traiectorie o puteți vedea în desen. Așa că experimentul a demonstrat
că presupunerea de la care am pornit, și anume că mișcările nu se influențează reciproc, este corectă. Să nu uitați acest lucru, pentru că e foarte important pentru rezolvarea problemelor. De multe ori o mișcare care pare complicată a unui punct material, de fapt poate fi considerată, poate fi înțeleasă, poate fi explicată ca fiind suprapunerea a două sau, de ce nu, chiar trei mișcări mult mai simple. Și atunci vom avea o lege de mișcare pentru fiecare dintre aceste mișcări, pentru că, repet, mișcările nu se influențează reciproc. La revedere!